cu acumulare de țesuturi adipos, celule grase care sunt foarte mari, cresc. Până când devin niște macronoduli tare, înseamnă micronoduli care s-au modificat și care sunt prinși într-o rețea, într-o țesătură de fibre conjunctive, da? Tare, duri. De acolo aspectul de cocă, coajă de portocală, da? Sau de conopidă. Ce avem în vedere când facem masajul anticeolitic? Să dislocăm structurile acestea macronodulare. Atunci, e bine de știut ca cel care e pe masă să, doamna care e pe masă, să fie bine hidratat. Înainte de Înainte masaj, dar se poate și în timpul masajului și neapărat după masaj. Neapărat după masaj, da? Masajul durează nu mai mult de 40 de minute, 50 de minute. Nu rugăm decât zonele predispuse la celulită. Care sunt alea? Coapsele, purta, Da, fesele. exact. Astea cele mai importante. Fesele, coapsele, abdomenul, mai sunt zona brațelor, da? Zona interioară a gambelor. Ne uităm cu ochii și vedem unde de lucrat, da? Acum, am zis că în ultimele stadii celulita este dureroasă. În partea anterioară a coasei, da? Deci, spuneam că se presupune că avem o doamnă cu o celulită de gradul 3. La gradul 4 ce-i facem? Nu mai Nimic. facem. Chirurgul, plastician, liposucție, treaba lor. Începând cu stadiile 2, 1 pe 2, 2, 3, apare durerea, da? Deci când mobilizăm pielea, e dureroasă. În stadiul 3 spre 4 e dureroasă doar la atingere. Da? Din cauza că celulele se umflă foarte mult, presează în terminații nervoase, pielea este foarte tensionată și aproape că nu suportă să la piele. Și atunci, începem masajul cu mișcări de mângâiere, întindem blânde, în așa fel încât să se obișnuiască, da, pielea, corpul femei cu mâinile noastre. Mângâiem, da, blând. Nu agresăm, nu facem nicio mișcare de niciun fel, decât mângâieri lente, blânde. Da. În mintea noastră este cuvântul durere. Să nu vedem cum reacționează. Da? Facem niște... Ar fi bine să veniți pe lângă, să vă... să ne auzim și să ne înțelegem mai bine. Da? Încercăm să facem niște mișcări de tatonare ca să ce să individualizăm țesutul adipos, țesutul gras, așa, de țesutul muscular. Nu ne interesează mușchii. Dacă face niște mișcări de... Îmi povestea cineva că îi făcea un masaj, ea nu mi-a zis anticelulit, era foarte, foarte, foarte grasă, 200 și ceva de kilograme, și îi făcea cu miere masaj. Mierea la fel, este foarte viscoasă, viscoasă și ne ajută să apucăm bine. Masajul cu miere se face altfel. Întind mierea și face așa. Da, asta îmi zicea că atâta bătaie cât a luat, atunci n-a mai luat în viața ei. Așa, așa, așa. Simți cum să... Da. Aici se face de jos în sus, de sus în jos, cum vrei. Nu are importanță. De sus în jos, de jos. Și așa. Aici puteți folosi tot felul de unelte. Uite, ăștia sunt foarte bune. Ventuze, da. Da, se prinde. Ah, da, super. Ce piele, da. Da. Ce,
Câte puțe fiecare. Cum? Cel mai eficient. Cu mâinile. Ajută și ăștia. Mai sunt niște... Să prinde roate, nu? Să prinde așa. Așa. Ăștia sunt la fel de bune. Asta-i cum se lasă? Palmare de masaj. Găsiți pe net, sunt plin. Da, foarte bune pentru anticiolini, sigur, da. Dacă vă... Mai sunt unele, nu știu dacă le găsesc. Ha, uite și ăștia. La fel, tot anticiolini, da? Uite, da. Așa? Da. Da, sunt bune de 500, nu? Da, ăștia și zdrobesc. Sunt la fel de bune. Și într-un fel și în cealaltă. Cum da, pentru vezi ele însă. Da, da, cu bilele aduri. Ăștia la fel. Da. Vedeți? Tot într-un anticiolitic, bune. Dacă le vedeți undeva să le luați, vă ajută. Păi și nu le găsim să le comandăm. Ba da, le găsim. Sau de aici, tot pentru anticiuni. Da, da, da. Da, tot pentru om. Așa le-am văzut din lemn. Da. Ăștia la curent, la fel. N-au eficient. Ăștia rămân în jucărie. Da. Ăsta e pentru vacuum, cum este aia. E mai bună aia. Se descalcă repede, nu prea bun. Ăsta are vreo 100 ceva de ani. Da. Pentru panele voi aici. Silicon, plastice? Cauciuc. Tot ventuze, știi? Asta zici că îi scopi și ăsta nu mai găsise. Da. Nu, ăsta e de muzeu. Da. Au făcăleț, că bă, că... Păi da, făcăleț, știi? Numai care bilele. Nu, mai aveam pe aceea tot felul de lucrări de asta. A, asta pentru mexicanul, cupa suecă. A, aia le-am văzut, dar faceți niște greu. Lasă-o toată corect, dar trebuie să vă mutați pe fâșii, pe altă fâșie. Deci, trebuie ăștia două ori, trebuie ăștia două ori. Palmele lipite. Ce s-a întâmplat fâșii aici, pe partea asta, că făcui eu acolo și o doare cu doamne. Uite pe locul. Aici merge, că ai de ce să prinzi, adică e mare, dacă vine una cu dita mai, ce faci acolo? Uite așa, tot așa, forță mâini.
Au, ce la mine e așa? Au, ce fac? Apuci. Hai să găsi mai moale, nu e așa de tare, ca mușchi, știi? Eu pot să o modelez. Bine, da. Acasă, pe ce? Păi, da. Păi, da. Păi, da. Păi, da. Păi, da. Păi, da. Păi, ca să o presezi, știi? Ca să o strângi, asta e ideea. Deci, tot timpul te gândești la chestia asta. Da. Ora așa, ora așa, ora așa. Doare. Amunecă. Da. Dar are ideea. O lichefiem pe grăzi. Să o facem pastă, să o... Da, ciupitul să fie ciupit. Ciupitul ciupit, dar nu... Așa. Mai trec și alți colegi totuși. Bine, bine. Exact ce face asta. Vedeți? Ce face acum, ăștia se învăț și face exact ce fac de ăștia. Și asta e dar asta? Nu, se bagă în tuită, dar nu, e proastă. Nu știu că e ne... Nu, nu are nicio chestie. Mâna, da. Așa putem face și cu mâna și cu... Da? Da? Nu.
La aceea ședință. La aceea ședință? Sigur, da. Ia, merge cu ventuza. Întâi întinzi ulei și pe urmă trebuie și cu ventuza. Contezi lumea? Da. Strânge de ea întâi. Strigă vidul. Așa. Și acum lasă, da? Și te duci cu ea. În sus, în jos. Și iau și în jos. Da, și în jos. Da. Da. Așa, mai până de jos. Strânge tare. Ce-ți mai? Tare și avea, trebuie să-și faci ieșitura la mai. E ce am văzut semnul atunci la, pe film, cu da. Chestiile alea computerizate erau ele. Da, acolo cu calculator. Da, dar principiul e același. Bineînțeles, da. Și după ce facem masajul ăsta, trebuie să facem masajul cumva să stimulăm un pic circulația, nu? Că... facem îngâieri multe, da? Ca să-l mobilizăm. 40 de minute. Deci nu e doar așa 3 minute cu vremea lor. Înțelegeți care este... Ne așezăm bătrânește și o luăm așa. Începem cu ce? Cu ce vrei? Cu ce vrei? Cu ce vrei? Face și ușor, face direct. Nu mai prea. Ești neros. Ca vântul, dar e un fel de...